Miercuri după amiază, pe stadionul Dunăra din Giurgiu, s-a disputat partida dintre CS Nova Force Giurgiu și AS Inter Zorile, din cadrul etapei intermediare cu numărul 8 din Liga 4 la fotbal. A fost un meci intens disputat, în care jucătorii ambelor echipe au avut numeroase ocazii de a înscrie. Cei care au reușit să marcheze și să obțină cele 3 puncte puse în joc au fost jucătorii formației CS Nova Force, care s-au impus cu scorul de 1-0. În cadrul aceleiași etape s-au mai disputat următoarele partide. AS Voința Slobozia, AS Cărișoara 6-6. AS Progresul Palanca, CS Adunații Copăceni 3-4. FC Bolintin Malul Spart, CS Rapid Clejani 0-3. AS Ghimpație Purești, CS Zmei Ogrezeni 0-3. AS Real Bărăști, AS Spicul Izvorul 4-4. CS Argeșul Mihăilești, AFC Avântul Florești 2-5. Și AS Prundu, AS Dunărea Oina cu 5-1. După etapa cu numărul 8 a Ligii a 4-a la fotbal, prima poziție în clasament este ocupată de AFC Avântul Florești cu 21 de puncte, urmată de CS Rapid Clejani cu același punctaj și CS Nova Force Giurgiu cu 18 puncte.